Protestele vin după ce în seara zilei de 21 martie a expirat contractul colectiv de muncă al angajaților de la calea ferată. În regiunea la Cluj, trenurile au fost oprite la ora 7, după care s-au alăturat acțiunii și reprezentanții altor regionale. Așa se face că 4 trenuri au sosit cu întârziere în Baia Mare. Garnitura care a pornit din capitală a ajuns la destinație cu mai bine de 200 de minute mai târziu decât ora prevăzută în mersul trenurilor. Am avut întârziere la trenul numărul 4313, Satu Mare, Baia Mare, 154 de minute, trenul 1641, București, Baia Mare, 215 minute, va fi trenul 4383, Jibou, Baia Mare, cu 25 de minute și va fi trenul 4315, Satu Mare, Baia Mare, cu jur de 120 de minute. Liderul sindical Petru Boga spune că nemulțumirile angajaților sunt legate de lefurile mici și de condițiile grele de muncă. Grila de salarizare începe cu clasa 0, care înseamnă muncitor necalificat. La ora la care vorbim noi acum, cam 24-25 de clase au ajuns la salariu minim. Deci mai multe jumătate și în special personalul de execuție, personalul care duce în spate calea ferată. Asta înseamnă muncitor necalificat. A fost o oprire spontană, oamenii chiar nu mai au răbdare, nu le mai ajung bani. Sindicaliștii din CFR spun că nu au încredere în promisiunile conducerii companiei. Ei cer o creștere salarială de 25% și condiții mai bune de muncă.